ați decis să vă implicați în politică, veți candida. Care este adevărul? Se tot vehiculează cu candidatura de-a dumneavoastră la primărie. Domnișoară, pentru dumneavoastră și cei care eventual vă ascultă, vă spun următoarele. Începând cu data de 4 mai, am incitat raportul de serviciu cu Ministerul Afacerilor Interne. Din acest moment, informez că în calitatea mea de cetățean al Târgu Jiului și vreau să spun că eu sunt un gorjan adevărat și un român adevărat care îi pasă de urbea lui, nu mă duc pe alte părți. Din seara asta să-mi caut nici fericirea, nici să-mi fac case, nici să fac bine la copii prin Timișoara sau prin București, da? Doresc să particip activ la bunul mers al acestei urbe, al județului, dacă se poate, și mai ales să promovez câteva idei pe care le-am învățat, le-am văzut la alții sau pe care m-au învățat alții. Drept urmare, o să încerc. În aceste zile te informez că de-aseară am început să adun semnături să candidez ca independent și încerc pe cât posibil acest lucru. Iar ce am de spus o să spun într-un interviu larg, o să public în mass media, pe rețele de socializare, dar, repet, în acest moment eu mi-adun semnăturile eu, particip sau nu pun pe alții să mi le adune prin instituții publice, că în loc să se ocupe de câteva zile băieții de pe lângă stadion cu instituțiile cele două, de ieri de astăzi stau să discute numai ce face Caragea, unde se duce Caragea și să-și trimită tot felul de subordonați. Și așa e orașul, vai de capul lui, și în loc să pune mâna să adune câinii, să măture străzile, să pune indicatoare, i-a trebuit să adune semnături. Să se ducă domnița și le adune, să vadă cât le semnează în față. Până acum am câteva sute și nu m-a refuzat nimeni să-mi semneze. De câte semnături aveți nevoie? Nu sunt nici foarte multe, nici foarte puține. Nu sunt ușor de adunat pentru că le adun eu pe stradă. Deci nu prin instituții publice, să ne înțelegem foarte clar. Cunosc foarte mulți oameni din primăria Târgu Jiu și să știi că sunt și oameni care și-au făcut datoria. Chiar dacă alții punea să lucreze ca pompieri, vreau cu inimă în alta, că unii s-au învățat doar să dea cu pumnul în masă, că vrea el până mâine strada asta asfaltată, uitând că trebuie autorizație și așa mai departe. Alții s-au bucurat, bine că plecă garajea, că nu le dă autorizație, facem un set girator, să nu știu ce, că au uitat că e operele lui Brâncuș 500 de metri, că nu ai voie să faci asta. Cum au primit oamenii această intenție? Domnișoare, să știi că eu, unul din punctul meu de vedere, sunt mulțumit de modul cum cei pe care i-am abordat au primit acest lucru. Chiar sunt încântat. Și înainte eu eram mulțumit, pentru că îți garantez că de câte ori am venit acasă, mergeam în piețe, mergeam pe stradă și lumea m-a salutat în mare lor. V-a contactat vreun reprezentant al vreunui partid din județ în ultima perioadă? Este o întrebare personală la care aș dori să-ți răspund doar într-un singur fel. Eu candidez doar ca independent. Și răspunsul meu a fost foarte clar. Mă susțin ca independent. De acord? Și spun acest lucru, că mă susține, nu ne pare rău. Nu numai unul, mai multe. Dar eu, mai multe propuneri am avut.